Implementat prin anul 2008, sistemul informatic unic integrat a dat numeroase bătăi de cap medicilor de familie. Zilele trecute, o serie de sincope repetate apărute pe platforma informatică în accesarea aplicației de interogare a calității de asigurat a determinat conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să recunoască public faptul că sistemul este vechi, depășit, deci trebuie unul nou. Până atunci, medicii de familie se întorc la clasica evidență pe hârtie. Directorul general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara, Adrian David, declară că CNAS a făcut toate demersurile necesare pentru accesarea finanțării europene necesare pentru redimensionarea sistemului și îmbunătățirea funcționării aplicațiilor sale. Sistemul informatic este unul subdimensionat în acest moment. El a fost activ de mai bine de 12-13 ani. Și astăzi oferim poate un număr de 3 ori mai mare de servicii decât inițial, ceea ce generează o funcționare deficitară. În acest moment există în lucru un nou sistem online care să fie actualizat și capacitat pe nevoile actuale, însă mai durează până când va fi pus în funcțiune. Se fac eforturi de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a gestiona această problemă și începând de ieri, medicii și toți furnizorii de servicii pot lucra și în modul offline, adică vom lucra pe hârtie. Deci, până la remedierea situației, CNAS roagă furnizorii de servicii medicale să verifice calitatea de asigurat în aplicațiile proprii și nu în platforma informatică publică. Când va fi operabil noul sistem? Implementarea unui nou sistem informatic e o chestiune care se va întinde pe mai mulți ani, probabil în orizont de așteptare de 1-2 ani, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să găsiți ca sistemul să aibă de suferit în toată această perioadă. Vor fi puse la dispoziție noi baze de date, noi servere care să suplimenteze nevoia actuală și vom reveni la modul de lucru online cât de curând.